Aceasta ar fi rugăciunea cea mai scurtă care o putem noi adresa ucenicilor Mântuitorului Iisus Hristos și pentru a intra în contextul concret a unei învățături legate de Sfânta Scriptură, vom găsi două elemente fundamentale specificate de Sfânta Evanghelie. 1. Eu v-am ales pe voi, deci voi veți fi ucenicii mei și vă voi numi pe voi apostoli. Deci ăsta este primul lucru pe care trebuie să-l sesizăm la tematica zilei de astăzi. Deci noi astăzi prăznuim un apostol, după aceea vom intra în detaliile amănuntului, trebuie să știm că este ucenicul lui Iisus Hristos, trebuie să știm că a fost ales de Iisus Hristos și trebuie să știm că din prieteni ai Mântuitorului s-au făcut ucenici ai Mântuitorului. La un moment dat, Petru își permite și întreabă fratele lui Andrei, cel sărbătorit astăzi, tot din Betsaida Galilei, întreabă așa, dar cu noi ce va fi? Și Mântuitorul le spune două lucruri. Într-una din Evanghelie le replică și le spune, bucurați-vă că numele voastre s-a scris în cartea vieții, în cartea cerurilor, dar mai mult decât atât spune așa, și când voi veni și voi judeca lumea, veți sta cu mine pe 12 scaune, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Vedeți care este rolul Sfinților Apostoli? Și de aici, ca să termin ideea, trebuie să mai știm un singur lucru. Când auziți de Biserica Apostolică, nu știu cum, de ziua 7, de ziua 9, adventistă, jehovistă, scientologică și așa mai departe, și vine cineva și vă spune că el este apostol, sau cum se obișnuiesc, pălauși, și vin și spun în scurt că v-am adus o veste bună. Nu te supăra, care din cei 12 apostoli ești? Cine ți-a dat această titulatură? Pentru că noi astăzi nu mai avem în biserică apostoli. Avem, cum spune Apostolul Pavel, propovăduitori, învățători, cu darul cârmuirii limbilor, cu darul vindecării, cu darul izgonirii demonilor, că așa i-a rânduit Dumnezeu pe toți. În epistola către Corinteni, pe unii a pus apostoli, pe unii proroci, pe alții profeți și așa mai departe. Dar epoca apostolică s-a încheiat. Spune mai departe în cartea lui Timotei, a întâia și a doua, categoric. Și apostolii pe unde treceau, rânduiau preoți și episcopi în biserica lui Hristos. Deci iată ce ne-a lăsat nouă apostolii ca urmași, preoți și episcopi. Nu comentăm diaconul, pentru că diaconul este partea ajutătoare a preotului, în sensul că ei au fost aleși special, am citit în Faptele Apostolilor și știți, când au fost aleși ca să ajute să slujească la slujirea cuvântului și la mese și să fie liniște și pace în biserică. Noi vorbim de cele două elemente propovăduitoare ale bisericii, adică vorbim de preotul care este iconomul tainelor lui Dumnezeu și delegatul episcopului și episcopul care este urmașul direct al apostolului. Ce trebuie să știm noi însă astăzi? Cel pe care îl sărbătorim, așa spun tradițiile, așa spun istoriile, așa spun descoperirile. Acum eu tind să vă reflect altceva. Așa cum voi nu vă știți prea bine urmașii de 100 de ani înaintea voastră sau de două, așa nici mărturiile pe care le veți cerceta de-a lungul studiilor sau a cercetărilor elaborate nu pot avea o fixație concretă și exactă. Dar mărturia prezenței Sfântului Apostol Andrei la gurile Dunării o găsim în două locuri. Odată într-o scriere a Mitropolitului Dosoftei, odată în Sinaxarele Constantinopolitane și odată o găsim în vremea sinod, în primului și al doilea sinod ecumenic, pomenită în care se vorbea de cei care veneau din Dobrogea, așa se spune, și Scitanul era cu ei în ceată, cel care venea la sinodul respectiv
din vremea de la 325 și din vremea de la celui de-al doilea sinod ecumenic. Și de ce vă amintesc lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că noi românii, acești daci, cum ne spunem noi, deși nu suntem noi daci puri, pentru că peste năvălirile acestea și migrațiunile acestea barbare au trecut tot felul de oameni. Și așa cum astăzi o femeie își ia un italian de bărbat, sau un turc, sau un polonez, sau un ungur, sau un rus, sau un mongol, sau ce naiba nație mai fi, că fiecare se duce, unii îl tai mintea și capul, și la acea vreme barbarii și năvălitorii și cei care treceau peste noi mai făceau și această poluare etnică. De aceea nu ne putem noi numi chiar daci lacrimă, cum ar fi, să spunem, partea Maramureșului sau daci liberi, poate până unde încă n-au ajuns hoardele și armatele lui Traian, atunci când au cucerit Dacia și au distrus tot ce înseamnă cultură, altar, credință și rânduială, tocmai pentru că acest popor al acestor locuri era un popor foarte îndărătnic și războinic. Ce trebuie însă să știm de Sfântul Apostol Andrei, că avem mărturia, avem acea peșteră a Sfântului Andrei din tradiția veche, acea peșteră a Sfântului Ioan Casian din tradiția veche, și acele mărturii care întotdeauna uneori sunt chiar geografice, fântâna lui Miron, fântâna Călugărului, satul Călugăra, sau mă rog, lucruri din acestea care stau la baza istorioarei sau existenței a acelui loc sfințit. Deci așa și Apostolul Andrei, atunci când a fost trimis să predice, el n-a ajuns neapărat la gurile Dunării, în mod expre, în Sciția Minor, și aici s-a oprit. A mers și a mers până pe Caucaz, până pe Crimeea, deci a avut mișcare, cum se spune, a avut și el o mesianitate și o călătorie a lui pe care a săvârșit-o, gândiți-vă, nu la Apostolul Pavel, care a făcut vreo 3 călătorii misionare. Deci așa că nu putem vorbi din 48 până în 54 de la Hristos că Pavel a stat într-un loc și s-a uitat. Nu. Ce a călătorit, scriind epistole și scrisori, dar noi ne întoarcem la Sfântul Andrei, că asta ne interesează. Sfântul Andrei, numit și Apostolul Românilor, este ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul, împreună cu Ioan Evanghelistul, și ei vin în momentul în care Ioan Botezătorul este decapitat de Irod și lăsat fără cap la jocul și la negoțul făcut cu Irodiada și cu fixa Salomeia, și vin ca ucenici ai Mântuitorului. Ce este însă interesant la Evanghelia care s-a citit astăzi, ați văzut că s-a citit Evanghelia care se pune în Duminica Ortodoxiei, cu Natanael și cu Filip. Ei, întâmplarea face și studiile demonstrează că și Filip a avut activitate pe teritoriul țării noastre. Poftim, un alt apostol și o altă mărturie. V-am spus, elocvența și concretizarea perfectă nu o poate nimeni da la concret, pentru că n-a trăit nimeni acum 2000 de ani să știe exact ce a făcut Filip. Din ce s-a descoperit? Din paleografie, din scriere, din semne, din toate, cum au apărut, dacă vreți, toată Dobrogea, ați văzut că este plină de sfinți, deci din primele veacuri creștine, care au fost descoperiți, să spunem, la Halmiris sau la Adam Clisi, deci când săpături arheologi au găsit cripta cu moaștele, poftim, al lui Epictet și Astion, sau ceilalți patru sfinți, Zotic, Catal, Camasis. Deci astea sunt lucruri care nu țin de competența noastră, ci când Dumnezeu voiește, biruiește rânduiala fiului. Și atunci, când se pune Evanghelia aceasta, ați văzut că prima întrebare sau primul îndemn, este foarte interesantă Evanghelia ca esență, nu ca text. Textul e ceva obișnuit. Toate Evangheliile sunt simple. Pilde din viața pomului, din agricultură, cu țarna, cu ogorul, cu sămânța, cu copacul, cu păsările. N-ai să-L vezi pe Mântuitorul ținând predici neoplatonice. N-ai să-L vezi comentând și vorbind de Aristotel. Ei au vorbit de Dumnezeu și de adevăr în chip umbros, neștiind cine-i Fiul lui Dumnezeu. Hristos nu s-a ocupat cu aceasta.
Hristos a spus, împărăția mea nu e din lumea aceasta. Și tot El este Cel care afirmă, dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Scurt. Eu știu de unde vin, știu unde mă duc. Mă numesc învățător și împărat și arhiereu, pentru că asta este întreita lucrare pentru care am venit. De aceea are împărăție, de aceea are slujă.